Trei bărbați din capitală au fost arestați pentru că promiteau permise de conducere false contra cost, primeau banii și dispăreau. Suspecții își găseau victimele pe internet și cereau până la 1200 de euro. Ar fi încasat bani de la cel puțin 30 de doritori, dar aceștia nu pot fi trași la răspundere din punct de vedere legal pentru că nu au apucat să folosească permisele. Indivizii au început să posteze pe Facebook, Instagram și TikTok la începutul anului 2022. Se foloseau de videoclipurile unor polițiști sau instructori auto ca să promoveze anunțuri prin care promiteau eliberarea contra cost a unor permise de conducere numite originale. Permise de conducere, originale 100% înregistrate, prețul la categoria B nu este de 820 de euro. Cei trei suspecți puneau la dispoziția doritorilor un număr de telefon, iar conversația continua apoi pe platforma WhatsApp. Acolo trimiteau un mesaj temporar cu fotografia unui permis de conducere cu datele solicitantului, astfel încât să creeze impresia că totul este real. Percepeau pentru un astfel de permis între 600 de euro și 1200 de euro, iar banii erau trimiși online prin aplicația Revolut. La percheziții, polițiștii nu au găsit însă niciun permis, ceea ce înseamnă că schema infracțională se referea doar la amăgirea clienților. Până acum, procurorii au identificat cel puțin 30 de persoane din toată țara, care au plătit pentru a primi un permis falsificat. Un român de 26 de ani, care a picat de mai multe ori testul pentru obținerea permisului auto, povestește sub protecția anonimatului cum a intrat în legătură cu unul dintre suspecți. Mi-a părut că reclama aceea că face permise auto, a văzut și colega aceasta mea de muncă, la amândoi ne-a cerut 1600, mi-a și spus că lucrează la o școală de șoferi auto și mă poate ajuta, în păcate mi-a luat iată. Suspecții au fost arestați pentru înșelăciune în formă continuată. În schimb, deși au fost audiați, doritorii de permise falsificate nu au putut fi trași la răspundere, din punct de vedere penal. Ca să fie pedepsiți, ar fi însemnat să fie prinși conducând și având asupra lor documentul falsificat.